O să încep această rețetă cu o mică glumiță. Ce mai face poporul meu? Păi ce să facă? Ciocolată Dubai, Maria ta. Astăzi facem ciocolată Dubai pentru că este o nebunie, este tot trendul ăsta. Eu nu știu dacă altă țară a nebunit așa cu ciocolata asta Dubai. Știu doar că vreau să fac și eu ciocolată Dubai pentru că sunt tare curioasă să văd ce gust are această ciocolată. Nu am mâncat-o până acum, recunosc, nici nu mi-am cumpărat, nici n-am avut de unde. Hai să ne apucăm de treabă și să facem și noi ciocolată Dubai. Pentru această rețetă avem nevoie de cataif crud, unt, cremă de fistic, pastă tahini, pentru că rețeta originală este cu pastă tahini, trebuie să avem acel gust un pic de halva, să ne ducă puțin acolo cu gândul, ciocolată neagră sau ciocolată cu lapte, depinde ce preferați, eu o să fac așa un mix astăzi, și ciocolată albă, iarăși o să mai folosesc un pic de colorant alimentar ca să pot să fac acel model pe ciocolată pe care îl cunoaște toată lumea. Încep să formez acea umplutură de cataif cu cremă de fistic pentru că am nevoie de ea să fie cât mai rece, așa că o să toc cataiful cât mai mărunt. Așa nebunie cu ciocolata asta, sincer, zic că abia aștept să fie gata. Și să vedem care-i treaba cu ea, bă, nene, bă. Punem o tigaie la încins, adăugăm 2 cubulețe de unt. Adaug și fideaua de cataif. Și trebuie să fiu foarte atentă să nu se ardă. Se arde destul de repede și nu vrem treaba asta. După ce că se găsește greu, atât ne trebuie să o mai și arde. Să știți că pentru această rețetă eu nu am forme de ciocolată. O să folosesc tot o formă de silicon, bineînțeles, pentru că am nevoie să fie ceva foarte flexibil ca să pot să scot ciocolata. Am aici niște forme de savarine. În momentul în care a început să prindă un pic de culoare, trebuie să fim cu ochii pe fidea și să amestecăm în continuu să nu se ardă. Am terminat și fideaua de rumenit. Adăugăm crema de fistic peste, 2 linguri de tahini. Amestecăm totul până se omogenizează și se amestecă toate ingredientele. Perfect, avem umplutura, o lăsăm la răcit și ne ocupăm de ciocolată mai departe. Am pus o crăticioară cu apă pe foc, o să adaug un castron deasupra, pun ciocolata albă, nu am nevoie de multă, vreau așa să fac și eu modelul ăla pe care l-am tot văzut. O topim, o să-i adaug puțin colorant alimentar, să pot să o colorez cum vreau eu. Aproape că s-a topit și ciocolata albă, o să folosesc 2 recipiente așa, să pun o lingură aici, o lingură în celălalt și să folosesc colorantul alimentar de care vă spuneam mai devreme. Trebuie să lucrăm destul de repede, pentru că dacă se răcește ciocolata, nu mai facem nimic. Punem o lingură de ciocolată albă într-un ramechin din acesta, punem și în celălalt. O să pun o picătură de colorant alimentar. Și tot ce fac este să mânjesc aceste forme pe care le am. Perfect, am terminat cu prima culoare. Trec și la a doua culoare. O să pun verde. Le las puțin la frigider să se întărească bine de tot modelul, după care revin cu primul strat de ciocolată neagră. Am pus și ciocolata neagră pe foc, tot așa să se topească, s-a topit o parte. O să adaug și ciocolată cu lapte, doar puțină ciocolată cu lapte și aștept să se topească. Iar acum, după ce a stat 2 minute, 3 minute la congelator le-am băgat, o să punem ciocolata, s-ar putea să mă umplu un pic de ciocolată pe aici, o să o las în continuare pe foc, am dat la mic, ca să rămână caldă. Am fost atentă să pun foarte bine pe pereți, pentru că fiind o ciocolată pe care eu am decis să o fac mai înaltă, am nevoie ca pereții să fie destul de strong, să spun așa, ca să nu se rupă în momentul în care o scot din formă. După ce am scos forma de ciocolată, de fapt forma de savarină, de la congelator, umplem fiecare formă cu amestecul de cataif și fistic. Punem capacul, să-i spun așa, de ciocolată.
După care vom da iarăși la frigider să se poată întări și ultimul strat de ciocolată. Sunt curioasă dacă pe mesele de Crăciun ale românilor va exista ciocolată Dubai. Doar zic. Hai să vedem ce am reușit să facem aici și cum se scot din formă. Ia, uite ce drăguțe! Măi, eu atâta vreau să întreb. Am făcut eu ciocolată Dubai în formă de savarine? Hai să tăiem o ciocolată, să vedem cum arată și interiorul. Uite-te puțin cât de multă umplutură, adică nu e pe sărăcie, știi? E pe bogăție aici cu ciocolata asta Dubai. Nu uitați să ne dați like, să vă abonați la canalul Bucătăraș, să faceți această rețetă și să scrieți în comentarii dacă ați făcut-o până acum, cum v-a ieșit. Vreau să gust, stare curioasă. Deci fii atent, ciocolata asta care e fină, cu umplutura asta care este crunchy așa și plină de fistic. Da, acum înțeleg.